Bebelușul român preluat de autoritățile din Danemarca a ajuns aseară în România împreună cu bunicii lui. Este primul motiv de bucurie pentru părinții copilului care au luptat jumătate de an pentru a-și demonstra nevinovăția în fața autorităților daneze. Bine ai venit, Matias! Matias! Ce bucurie împlinită! I-a venit! Au fost lacrimi de bucurie nu doar pentru rude, ci pentru toți cei care au venit la aeroportul din Iași ca să-i ureze bun venit acasă lui Matias. A fost o perioadă extrem de grea pentru familia care, timp de aproape jumătate de an, a luptat pentru a-l aduce pe băiețel în România. Mulțumim la toți care ați venit aici și ne-ați mulțumit. A fost o bătălie mare. O bătălie și la aeroport. La aeroport? Da, Dumnezeu este același. Slavă numai Dumnezeu! Copleșiți de emoții, după luni întregi de anchete sociale, bunicii au reușit să își aducă nepotul acasă. Până atunci, micuțul a stat în plasament în Danemarca. Ca bunică, să-ți vezi nepoțelul în brațe după 5 luni de zile, să-l ții în brațe. Și asta vreau să spun, că Matias mi-a recunoscut vocea, mi-a recunoscut mirosul, iepurașul care l-am dus când era el bebeluș și pe familia respectivă care l-a ținut, l-a impresionat foarte, foarte mult. Și Matias când ne-a văzut a început să râdă, să gângurească, să vorbească cu noi și a simțit toată dragostea noastră. Pentru ca repatrierea lui Matias să poată fi posibilă, autoritățile de la noi au colaborat în permanență cu cele din Danemarca. Emoții au fost însă până în ultimul moment. Și-a trebuit o procur și nu vrut să ne dea voi. Și-au chemat poliția și pierdem avionul, am alergat, am fost ultimii care ne-am urcat în avion. Peste 50 de persoane l-au întâmpinat pe băiețel la aeroport. Din păcate însă, părinții copilului nu au voie să se apropie de el timp de un an, din cauza suspiciunilor că l-ar fi agresat. Abia așteptăm să îl primească din nou mama. Ei își iubeau așa de mult copilul lor și de atunci și până acum ei încă nu și-au văzut copilul, nu l-au mai ținut în brațe pe Matias. Matias a ajuns la spital cu hemoragie intracraniană la sfârșitul lunii ianuarie. Avea atunci doar o lună, iar medicii danezi au suspectat că suferă de sindromul bebelușului scuturat, așa că au anunțat autoritățile. Părinții au fost arestați, însă au fost eliberați după 2 luni de detenție, pentru că nu existau probe care să demonstreze că și-au agresat copilul. Până acum, băiețelul a stat în plasament la o familie maternală. Parcările din Mamaia sunt în centrul unui scandal uriaș între primărie și hotelieri. Edilul arată cu degetul spre investitorii din stațiune care nu ar fi cumpărat abonamente la prețuri speciale. Așa se face că turiștii achită 96 de lei pe zi pentru un loc de parcare, la fel ca pe Coasta de Azur. Turiști puțini, locuri de parcare goale și un scandal cât toată stațiunea. Costul parcării în Mamaia pentru un sejur e similar cu încă o noapte de cazare în bugetul vizitatorilor. 1 euro pe oră era. 100 de lei la parcare, aceeași parcare. Cam scumpă. Pentru autorități, lucrurile sunt clare. Mamaia este zonă zero, unde se plătesc 4 lei pe oră. Însă, mașina unui turist cazat într-un hotel din Mamaia trebuie să stea în parcarea hotelului. O zi de parcare în Mamaia costă 96 de lei. Culmea este că același loc ar putea fi închiriat cu numai 17 lei. Cum e posibil? Unii din ei nu au suficiente locuri de parcare. Noi le-am oferit posibilitatea, prin regulament știind lucrul ăsta, să închirieze un loc de parcare cu 500 de lei pe lună. Știți cât înseamnă asta? Mai puțin de 17 lei pe zi, adică mai puțin de 70 de bani pe oră. Cei de la primărie spun însă că hotelierii nu au fost interesați de abonamentele speciale. Cei care au parcări în dreptul unității de cazare susțin că și aceste spații sunt extrem de costisitoare. Și pe noi, ca și operator în turism, ne costă foarte mult această parcare către primărie. Și pe viitor ne gândim ca aceste costuri să fie incluse în prețul camerei. În curând, locurile gratuite ale hotelurilor s-ar putea transforma în unele cu taxă. În ultimul an, datorită mediatizării acestor costuri exagerate a parcărilor din stațiunea Mamaia și nu numai, și alergirii plajelor, s-a diminuat foarte mult cererea către această stațiune și încet turiștii s-au reorientat. Anul acesta, doar 1209 locuri de parcare au fost rezervate de hotelieri la preț special de până în 17 lei pe zi. În
total, primăria a amenajat în stațiune 7.000 de locuri de parcare. Insuficient dacă ne gândim că Mamaia numără peste 24.000 de paturi pregătite pentru turiști. Între timp, în România, ratele tot mai mari la bancă îi lasă pe oameni cu buzunarele goale la final de lună. Mulți aleg să-și plătească datoriile, iar apoi să se împrumute pentru traiul de zi cu zi. Există însă pentru unii și o măsură mai dură, dar salvatoare, să declare faliment personal. Dacă avem rate la casă, le dăm în plată. Ce să facem? Altceva? Sau să ne luăm al doilea job? Am un credit de 100 de milioane și de 2 ani mă chinui să-l termin. Dar pe lună așa cam cât plătiți? 10 milioane pe lună și tot. Și vă permiteți, doamnă, să mai plătiți atât de mult? Pentru că vor crește în continuare. Nu ne permitem, dar nu avem ce face. Ne ia casa, ne ia altele. În timp ce salariile au rămas pe loc, datoriile s-au dublat. Aceeași rată, care anul trecut începea cu cifra 1, acum începe cu 2. V-ați gândit că poate ajungeți în situația în care să se mărească atât de mult încât chiar să nu mai puteți să plătiți? Mă gândesc în fiecare zi că iau de la copii pentru a plăti ratele. Inflația și datoriile covârșitoare îi sufocă pe mulți dintre români, însă puțini știu că legea le oferă o gură de aer. Măsura extremă poartă denumirea de faliment personal. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este singura instituție care se ocupă de cazurile de insolvență la persoane fizice. Practica nu este una foarte veche în România, dar cu siguranță este una foarte populară. Asta pentru că în prima jumătate a acestui an au fost mai multe cereri decât în întreg anul 2021. Un beneficiu major al acestei legi este că odată cu depunerea cererii de insolvență personală, nu vor mai fi adăugate penalizări, recalculări sau alte comisioane. Mai mult decât atât, persoanele în cauză pot beneficia de o reeșalonare a datoriilor pe o perioadă de 5 ani. Toate prevederile acestei legi sunt valabile din data de 9 februarie 2018, dar puțin știu despre existența ei. Dintre toți cei care se află în momentul de față în imposibilitatea de a-și plăti ratele, doar câțiva au apelat la varianta salvatoare. De la începutul anului au fost consiliați un număr de 271 de debitori și avem în lucru 73 de dosare de insolvență. Majoritatea persoanelor care solicită insolvența sunt persoane care nu mai fac față datoriilor pe care le au către bănci, către IFN-uri. Am chiar și rude de ale mele care se plâng și au ajuns la disperare, vor să plece din țară. Cu ajutorul acestei legi se suspendă executările silite, se renegociază creanțele sau planul de rambursare a datoriilor sau se șterg datoriile prin înstrăinarea bunurilor. Analiștii avertizează că ratele românilor vor continua să mai crească. Astăzi vremea începe să se încălzească la nivelul întregii țări. Vor fi valori de până la 38 de grade în vestul țării, la Arad. Aceeași valoare o vom simți și în zona deltei, la Tulcea. Cald va fi și în partea de sud a țării, în Oltenia, unde termometrele din Craiova vor arăta 34 de grade. La munte va fi ceva mai bine. Maximele din Brașov vor fi de până la 28 de grade. Mai cald va fi în Alba Iulia, unde mercurul va arăta 33 de grade. În Constanța va fi o vreme plăcută, va adia briza, iar Arșița nu se va simți atât de puternic. Maximele de aici vor fi de 28 de grade la Constanța. În capitală, mercurul va urca rapid, la orele amiezei, termometrele vor arăta 33 de grade. Și la această oră este destul de cald în București, valorile actuale indică 18 grade. Malul Mării și zona de sud a țării sunt cele mai calde regiuni în acest moment, cu 20 de grade la Constanța și 16 în Craiova. Puțin mai răcoare este acum în zona de munte, unde se înregistrează 6 grade la Miercurea Ciuc și 11 grade la Sibiu. "93% dintre români nu au cumpărat nici măcar o carte anul acesta. Puțini sunt cei care se relaxează citind, iar obiceiul nu există nici măcar pe litoral. La malul mării, cei care stau cu o carte în mână pe șezlong sunt în principal turiștii străini. Cu marea la picioare și relaxați sub soare, unii turiști se delectează cu o carte bună în timp ce fac plajă. Cei mai pasionați de lectură par a fi turiștii străini. It's nice, it's comfortable, I think it's like calming, you know. What a kind of books you like? Recently I mostly like fantasy books and adventure books. Most of the times when I read the book I also fall asleep, yeah, because it's relaxing.
Și tinerii români au început să prindă gustul lecturii în vacanță. Claudia este din București și pleacă la mare pentru 2 zile. Printre haine, loțiuni de soare și machiaje, a pus în bagaj și 2 romane. Încerc să-mi fac tot timpul din lume să citesc. Chiar eu zic că în fiecare seară am o oră, două pe care mi le rezerv cititului. În această perioadă de vacanță, în librării mai zărești 2-3 tineri care, pe lângă timpul petrecut în fața monitoarelor, sunt interesați să își cumpere cărți noi. Vara aceasta, cele mai căutate cărți sunt cele de aventură care te pot transpune pe alte tărâmuri cumva nemai văzute. Cele mai vândute cărți din librării acum sunt Noaptea oracolelor, Secrete în miez de noapte, dar și Insulele iertării. Toate sunt potrivite pentru o lectură liniștită la malul mării. Datele Eurostat arată că suntem codași la pasiunea pentru lectură. 93,5% dintre români nu își cumpără nici măcar o carte pe an. În țara cu cele mai multe accidente din Europa, peste 8.000 de români sunt abandonați de stat în fiecare an. Sunt cei răniți grav în urma nenorocirilor de pe șosele, mulți rămân cu mâinile sau picioarele amputate. Ar putea duce o viață normală, dar statul decontează doar mărunțiși când vine vorba de protezele salvatoare. O tânără din Timișoara trece printr-o astfel de situație și luptă singură să iasă la liman. Așa? Hai! Bravo! Bravo, mama! Ana Maria este o tânără mamă de 34 de ani. Am găsit-o la joacă împreună cu fetița ei, Amalia. Nu putem să facem multe lucruri când suntem doar noi două și tot timpul cumva aștept să vină soțul ca să mergem la joacă împreună. La 16 ani, Ana Maria a suferit un accident grav. Mașina în care se afla cu mai mulți prieteni s-a făcut zob. Între 2009 și 2019, peste 93.000 de români au fost răniți grav pe drumurile însângerate ale patriei. Povești tragice, precum în cazul Anei Maria. Piciorul drept i-a fost amputat și așa s-a trezit într-o postură ciudată. A trebuit să învețe să meargă din nou. Găurită, uzată, semne de uzură, semne de uzură, semne de uzură. Foarte puțin bani, ca să, și vorbeam de alergat. Ce să mai zic despre faptul că eu nu pot să fac un duș normal, nu? Trebuie să o dau jos, este o întreagă logistică ca să mă spăl, despre ce vorbim. Lumea nu înțelege. Lumea nu înțelege, statul român nu înțelege. Pentru un om aflat în această situație, proteza reprezintă singura cale spre o viață normală, doar că banii decontați reprezintă un banal mărunțiș. Pentru protezele ortopedice, statul decontează o dată la 4 ani suma de 2.500 de lei. Dacă în acest interval de timp proteza se deteriorează sau trebuie înlocuită cu totul, pacientul trebuie să suporte cheltuielile din propriul buzunar. Realitatea ne demonstrează că un astfel de dispozitiv costă chiar și 1.000 de euro. Ana Maria este casnică acum, iar singurul venit este cel al soțului. Nu vă putem preciza o dată pentru soluționarea dosarului. Din păcate, acesta se va soluționa în limita bugetului. Este extraordinar de greu să trăiești cu incertitudinea zilei de mâine, practic. Cam așa e, cam așa stau lucrurile, din păcate. Nu ai de unde să știi când își cedează proteza. În urma unei postări online în care și-a spus oful, tânăra mamă a fost ajutată de oameni, iar autoritățile au anunțat-o că bugetul le permite să-i deconteze o parte din banii pentru o nouă proteză. Doamnelor și domnilor, vă las acum pe Mâini Bune alături de colegii mei de la Dimineața cu Noi. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la știri la ora 12. O zi excelentă să aveți!